Salutare, dragi colegi! Sunt Ana Maria, profesoară de limba română și m-am gândit să vă ofer astăzi complet gratuit rezolvarea subiectului de titularizare care s-a dat, iată, pe 13 iulie în 2022. Am rezolvat atât literatura cât și gramatica și metodica. Am schițat o rezolvare în aproximativ 10 pagini de Word. După cum observați în partea stângă, avem uh, aproximativ, aproximativ 3500 de cuvinte. Vă invit, dacă n-ați făcut-o până acum, să vă abonați la acest canal, este complet, gratuită abonarea. Contează foarte mult și o apreciere pentru mine. Și uh, dacă doriți mai mult, dacă doriți informații suplimentare, materiale, rezolvări, vă aștept și pe grupul de bacalaureat, definitivat și titularizare. Sau mai bine spus sau! titularizare. Bun, haideți să facem un fel următor. Să discutăm despre cel de literatură, primul subiect. Iată, un subiect pe care l-am așteptat timp de 9 ani, în care am dat examenul, mi-ar plăcut Camil Petrescu, cel care s-a dat anul acesta în 2022, mi-ar fi plăcut Lucian Blaga, mi-ar plăcut Liviu Rebranu, dar nu a fost să fie la mine. Iată că poate ați reușit voi să dați acest examen și să abordați particularități ale prozei narrative a lui Camil Petrescu. Am respectat aceste repere, după cum observați, le am cu galben evidențiate. Trebuia să menționați patru trăsături ale prozei narrative. Sigur, înainte de asta ar fi trebuit să aveți o introducere despre opera lui Camil Petrescu, eventual o raportare la modernism, după care veneați cu particularitățile prozei narrative. Eu am scris mai mult de patru, după câte observați, m-am raportat evident la romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, precum și la patul lui Procust, textele din care putem extrage cu ușurință aceste trăsături ale prozei narrative, printre care se numără autenticitatea, anticalofilismul, scrierea vie cu toți nervii despre care vorbea Anton Holban, focalizarea internă, analiza psihologică lucida evenimentelor trecute, introspecția, impresia de roman, jurnal, impresia de simultaneitate, prin forța prezentului etern, fluxul conștiinței, memoria afectivă, inadaptarea omului superior la societatea mediocră, confesiunea, utilizarea monologului interior și a reflexiilor de o profundă natură filozofică, accentuarea conflictului cu sinele, identitatea dintre euul narant și euul narat, îndosarierea de existențe, asta mai mult pentru patul lui Procust, omnivalența caleidologică, acea pluralitate de euri, chiditatea substanței mai mult prezente în dramaturgia lui Camil Petrescu, acea extragere a esențialului din realitate, prezența finalului deschis, toate aflându-se în spiritul modernismului. Am luat două trăsături ale acestora, dintre acestea și le-am evidențiat pe baza celor două romane despre care am discutat pe scurt, Ultima noapte de dragoste și patul lui Procus. Am mers cu prima trăsătură și anume autenticitatea. Eu nu pot să spun că dacă mă raportez la autenticitate nu mă voi referi și la celelalte. Da? Este, este evident că între ele există o relație de interdependență. Am spus că o primă particularitate este reprezentată de autenticitate. Concept analizat de aproape de Adrian Marino este foarte important să plasați în acest eseu pentru ca voi să luați punctajul maxim și elemente referitoare la opiniile avizate. Adrian Marino, în adiționat de idei literare, menționează să pune accentul pe trăirea aceea, pe experiența vie, pe subiectivitate, pe libertatea de a fi onest cu propria persoană. Acest concept este valorificat atât în opera lui Camil Pedrescu, cât și în opera lui. Anton Holban, Eliade, Hortensia Paudat Bengescu, dar, sigur, fiecare scriitor are particularitățile specifice, autenticitatea se remarcă la Camil Petrescu, fundamentându-se pe tehnica prustiană a introspecției, de sondare a sinelui, singura realitate care este importantă fiind cea interioară a propriei conștiințe, precum și cea a memoriei afective, analizei psihologice. Iată, iată cum am legat de analiza aceasta psihologică, practic am introdus-o aici. Voi veți detalia mult mai, mult mai bine. Doar am schițat, doar membrii au acces la eseul complet referitor la cele două romane. Aici doar am schițat această rezolvare pentru titularizare. Romanul este unul subiectiv și aici mă refer la ultima, la ultima noapte de, de dragoste, repet, am preluat din eseul complet destinat doar membrilor, dar vă ajută, sper eu, această abordare schițată. Este unul subiectiv, deoarece construcția subiectului și discursul narativ nu respectă cronologia evenimentelor, iar reacțiile personajului principal sunt imprevizibile, firea sa fiind orientată spre reflexivitate. Naratorul omniscient este detronat de către cel subiectiv. Narațiunea se realizează la persoana întâi, am menționat diverse aspecte și m-am referit la dramele omului modern, la acest Ștefan Gheorghidiu, intelectualul însetat de absolut, care nu se integrează în societatea meschină. Titlul este un indice al autenticității, căci metafora trimite la situațiile în care Adaptarea la standardele imposibile generează suferință. Acum mă refer la un alt roman și anume la Patul lui Procust. Că ținem noi foarte bine minte, acest titlu se referă la încadrarea în niște tipare în care personajele, de fapt, nu se pot încadra. Denotativ, în sensul propriu, ne duce cu gândul la mitologia greacă în care tâlharul Procust ataca trecătorii pe drumul între Atena și. Megara, pe cei înalți îi așeza în patul cel mic și viceversa, aceștia fiind torturați pentru a încăpea. Conotativ însă, titlul indică acele constrângeri în relații prin impunerea unui tipar imposibil de respectat. În vedea că romanul în sine devine un pat, Procustianu în spațiu al dilemelor, o istorie a eșecurilor în amor. Doamna T. și Fred eșează în amor, iar la Dima, la rândul său, eșează în acest mod, dar și din punct de vedere social, fiecare devine un dosar, un caz pentru celălalt. Este foarte, foarte interesant romanul, chiar v-aș recomanda să-l recitiți și să-i să înțelegeți cu adevărat semnificația observați, în ceea ce privește prima trăsătură, m-am raportat la autenticitate, am explicat ce înseamnă asta, după care merg la prezența finalului deschis. Doar, repet, am schițat câteva aspecte. Dacă incipitul este clar formulat, plasând acțiunea în timp și spațiu, finalul este deschis. Și aici mă refer la ultima notă de dragoste. Deoarece nu se răspunde la întrebarea ce persistă în mintea lectorului la înșelate, la pe Ștefan, până la urmă, în acest mod, incipitul și finalul se află într-o relație de opoziție. Iată, elementul specific modernismului. Este prea bine, Stefan îi lasă elei tot trecutul, se detașează de drama erotică, el experimentă și războiul. Ceea înseamnă că în fața morții, a zgomotului, a frigului, omul constată că iubirea rămâne undeva în urmă. Da? De enigma morții lui Fred se ocupă chiar autorul din paratext. Iată, mă întorc la patul lui Procust aici, lăsându-ne o pistă conform cărea. Acesta ar fi murit într-un accident de avion a doua zi după ce predease manuscrisul și după ce îi lăsase averea pentru testament femei iubite. Jurnalul lui Fred ajunge la doamna T, care descoperă tot adevărul despre acesta. Finalul rămâne totuși deschis, întrebarea retorică, accident sau sinucidere, planând în mintea lectorului. Iată cum romanele acestea ale lui Camil Petrescu lasă un gol cumva, lasă o dorință de a afla mai mult în, în, mintea, în mintea lectorului, foarte interesantă abordarea lui Petrescu. Dar mai departe, pe reperul acesta, evidențierea modului în care se reflectă viziunea despre lume. M-am referit și la temă. Tema romanului Ultima Noapte este reprezentată de drama intelectualului lucid. Evident, avem cele două experiențe, iubirea și războiul. Modul în care se conturează viziunea este sugestiv pentru înțelegerea de plină a romanului. Petrescu își construiește un narator ce se află în conformitate cu propriile concepții despre existență. Ștefan Gheorghidiu este proiecția mentală a autorului concret, care nu poate scrie onest decât la persoana întâi ce îmi place. Știu din liceu aceste citate, eu nu, vorbi, eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi din mine însumi, eu nu pot ieși, nu? Aducem în atenție homodiegeza, acea scriere la persoana întâi, respingând calofilismul, scrisul frumos, îngrijit prin de figuri, de stil, pompos, sofisticat, nu avem nevoie de asta. Treaba, cum, spunea, în, cum se spunea în patului Procust, treaba scrisului frumos îi aparține profesorului de română, nu artistului, nu? Și nici măcar omului de rând nu trebuie să, să facem artă din, din, asta. Un alt roman scris în spiritul autenticității este Patul lui Procust. Am mai explicat faptul că este un metatext, adică un text despre text, un text despre sine, despre, un, dacă vreți un autotext, în scrierea despre propria um, scritură, cumva, psihologic, modern, surprinzător, prin perspectiva fărâmițată, relativizată, creând imaginea unei oglinzi sparte, am spus unde se desfășoară acțiunea. Viziunea despre lume se controlează prin structura aparte a romanului, căci ni se reliefează trei planuri. Am explicat care sunt acestea. Temele sunt următoarele. Drama bărbatului intelectual lucid, Fred Vasilescu, ce recunoaște că a iubi o femeie înseamnă desfințarea ca bărbat. El acceptă să o piardă pe doamna T decât să se piardă pe, pe, sine. Sigur că și iubirea este o temă importantă a romanului. Merg mai departe cu particularități de limbaj. Băi, dacă nu vorbim la Camil Petrescu despre limbaj, nu mai știu în ce situație să vorbim. E clar că aici ne raportăm la anticalofilism, am explicat puțin mai devreme ce înseamnă. Concepția care sancționează ordinea și frumusețea exprimării. E bine, scopul este redarea trăirii plenare, trăirii pure. Nu înseamnă că nu respectăm normele gramaticale, dar ne detașăm de figuri de stil sau de elemente care țin strict de retorică. Pentru că acestea îndepărtează de esență, de chiditatea substanței, dacă vreți să mă exprim așa, plastic. Doamna Ted din romanul Patului Procus chiar este îndemnată de autor să scrie, renunță la ortografie, caligrafie. Tocmai asta înseamnă autenticitatea, analiza și anticalofilismul totodată. Analiza cu lucidia, luciditatea trecutului permite manifestarea unui amplu proces de autocunoaștere, așa cum în Patului Procus se răstoarnă Maxima lui Socrate, cunoaște-te pe tine însuți căci, în realitate, al cunoaște pe celălalt sau a te raporta la el, semnifică a te descoperi pe tine. Asta se întâmplă în situația lui Fred și a lui Ladima. Se descoperă Fred prin intermediul lui Ladima. Interesant. Deși la început îl umilea sau poate se gândea la el ca fiind un, un, un oarecare. Nu-i nu dădea importanță. Revenim la ultima noapte și e foarte important să menționați în privința romanului ultima noapte planul verbal. da, Pentru că avem niște timpuri trecute acolo, ce arată retrospectiva. Iată, viața mea a devenit curând, o tortură continuă, avem perfectul compus, avem imperfectul, care este prin excelență timpul narațiunii, era în toate bucurile viitorului. Era și mai avem prezentul etern, cel care reactualizează de fiecare dată simțirea neapropie, nu? În momentul în care. Vedem verbele la prezent apropiede de text. Iată, în situația războiului, și nu doar, și în momentul în care observăm acea referire la povestire. Astăzi, când le scriu, iată, și adverbul. Astăzi, dar și scriu când scriu. Acum avem noi impresia, nu? Impresia de simultaneitate, apropo de o altă particularitate a textului, a prozei sale, îmi dau seama, când își dă seama, acum, că tot ce povestesc, când povestește, acum, nu are importanță decât pentru mine. Sensațional romanul. Romanele, de fapt, sunt senzaționale. M-am mai referit la, la, limbaj și aici la, evident, la patul lui, lui Procus, apropo de îndosariere, dosarierea existențelor principiul anticalofilismului, iată, stilul frumos, doamnă, e opus a artei, aici ne referim la pat, la patul da, lui Procust. Exact ceea ce spuneam. E ca adicțiunea în teatru, ca scrisul caligrafic în știință. Scriitorul este coborât de pe piedestalul său de mare creator de lumi, fiind unul simplu, care doar notează întâmplările așa cum le-a înțeles el, fără ortografie, fără compoziție, fără stil și chiar fără caligrafie. Autorul din paratext o invită categoric astfel pe doamnate să scrie, iar atunci când pare că nu înțelege procesul, el clarifică. Cum să scrii? Păi, luând tocul în mână, în fața unui caiet și vin sinceră cu tine însăți până la confesiune. Iată ce frumos! Este, este genial, într-adevăr. Genial abordarea aceasta. Merg mai departe la opinie despre proza narrativă. Observați că întotdeauna vi se oferă și o opinie critică pe care voi trebuie să o comentați. Mi se pare o idee destul de bună și se pare că și mulți dintre membrii pe care i-am și cărora le mulțumesc pe această cale, pentru încredere, au abordat acest stil și anume extragerea unor cuvinte cheie din opinie pentru a le comenta mai departe. Am extras câteva. Înnoiri, eroul Camil Petrescian, remarcabilă capacitate de a se exprima prin el însuși. Aici avem multe cuvinte, sintagme întregi. M-am -am referit la faptul că atât Fred Vasilescu, cât și uh, era să zic George Călinescu, cât și eu, Ștefan Gheorghitiu sunt, într-adevăr, niște personaje emblematice. Sunt acești eroi Camil Petrescieni. fire dilema, dilematică, analizându-și faptele, gesturile, vorbele până la obsesie, și aici mă refer la, la Ștefan Gheorghidiu, Ștefan Gheorghidiu, este considerat de către George Călinescu un om inteligent, plin de subtilitate, de pătrundere psihologică, un om cu un suflet clocotitor de idei și pasiuni, filozof în lumea de neștiutori. Cu o cantă la al dumitale, da, nu o să faci nicio brânză în afaceri, nu? Cum îi spune unchiul lui. După care m-am referit și la Fred Vasilescu, bărbatul elegant, sportiv, mondern, bogat, posesor al unui certificat de aviator, plăcut de toată lumea, pare că este expert în arta vestimentației. El pare superficial, dar observăm pe parcurs că interiorul său este de o complexitate covârșitoare, o cunoaște pe doamna te, știți prea bine ce se întâmplă. Moral, bărbatul este extrem de orgolios, inteligent, de o profuzime spirituală pe care și-o descoperă pe parcurs inițial, pare superficial, spuneam, toată lumea îl admiră. Cele mai multe trăsături ies în mod indirect prin limbajul său din care aflăm cele mai profunde gânduri. Iată, prin aceste idei puteți sublinia ce înseamnă eroul Camil Petreșian, da? opinia pe care a evidențiat-o ce argulesc în viața și textul și, practic, puteți să vă referiți la faptul că nu mai avem nevoie, cumva, de intervenția autorului, pentru că personajele se scriu singure, dacă îmi permiteți exprimarea aceasta. Au capacitatea, exact cum spune criticul, de a se exprima prin ele însele, integral. Bun, mergem puțin mai departe câteva precizări referitoare la redactare. Aveți în privința conținutului eseului cele 20 de puncte. Dacă respectați aceste particularități, după cum am încercat și eu să le respect, în privința conținutului, da, câte patru puncte de fiecare, pentru redactare, trebuie să avem organizarea ideilor în scris, abilități de analiză și argumentare și le aveți pentru că sunteți profesori competenți, avizați, utilizarea limbajului de specialitate, avem cuvinte cheie, avem limbajul, capacitatea de argument a argumenta, respectarea normelor de exprimare, ortografie și punctuație. Merg puțin mai departe, fără a vă spune că este necesar să, să aveți și o concluzie în finalul acestui eseu, nu pot să merg totuși mai departe. Este evident, vă puteți referi la, la faptul că scritorul concepe aceste texte tocmai în ideea în care, punând accent pe autenticitate, apropie lectorul de, de trăirea aceasta cu toți nervi, de scrierea aceasta cu toți nervii, nu în termenii lui Anton Holban. Și cumva lectorul este, este veșnic, captiv în universul textual creat de către Camil Petrescu cu luciditate, cu o forță extraordinară de o putere de argumentare și cumva faptul că lasă ca aceste personaje să se exprime ajută în autenticitate, câștigă acest roman în autenticitate. Ele se, se arată pe ele însele, așa cum sunt, așa cum simt cu adevărat. Merg mai departe la subiectul al doilea referitor la gramatică. La punctul A, cerința este aceasta. Prezintă aspectele definitorii ale grupului interjecțional, având în vedere definirea conceptului de grup interjecțional. Am definit și interjecția, însă, după cum observați, în cerință specifică, faptul că trebuie să definim grupul interjecțional, care este structura de constituenți formată în jurul unei interjecții. În cadrul acestui tip de grup, centrul sau regentul este interjecția însă și ar constituenții se află în relație de dependență față de aceasta. De exemplu, hai la muncă. Iată grupul interjecțional hai la muncă, unde centrul este hai, este interjecția. Merg mai departe ca eu să pot primi sau voi să puteți primi functajul maxim. Numirea a două aspecte ale structurii grupului interjecțional. Recunosc că am studiat gramatica de baza limbii române, gramatica Academiei și am ținut cont și de barem. Un prim aspect al grupului interjecțional este reprezentat de capacitatea de a constitui enunțuri nestructurate. Cu alte cuvinte, în momentul în care realizez un enunț cu ajutorul unui interjecții, nu mai am nevoie de altceva. Pot spune doar OF, doar VAI, doar HAI. Deci pot face lucrul acesta. Un alt aspect constă în capacitatea de a forma grup sintactic, ce se numește grupul interjecțional. Precizarea tipului de predicat interjecțional, în funcție de tipurile de enunț în care apare. Stau și mă gândesc, păi, interjecția poate apărea într-un enunț asertiv. Iată, poate fi predicat interjecțional de tip onomatopeic, de tipul copilul gâl-gâl toată sticla. Adică a băut toată sticla, să spunem. Mă rog, conținutul, ceea ce există în sticlă, nu sticla în sine. În cadrul enunțului imperativ, interjecția, iată un alt tip de enunț, imperativ, interjecția ocupă poziția sintactică de predicat interjecțional. Hai la mine! Practic, aici avem predicatul. Hai! Este predicat interjecțional în cadrul enunțului imperativ. Tu îi dai un ordin omului vino la mine, ca și cum ai spune vino, vino la mine, dar spui hai la mine, da? Și merg mai departe, în cadrul enunțului exclamativ, interjecția ocupă poziția sintactică de predicat interjecțional. Acesta este păsărica zbr. Da, avem uh, enunțul exclamativ aici. Nu e un ordin, nu este imperativ, e doar un enunț exclamativ. Merg mai departe cu următorul reper și anume Patru funcții sintactice din grupul interjecțional. Iată, în cadrul grupului interjecțional, atenție, unde, practic, regentul este interjecția. Avem, com nu mai spun complementul, am tendința să, să spun complementul circunstanțial loc. Scuze, de deloc. Hai, acolo. Hai este interjecția mea centrală, da, este centrul. Acolo, întreb foarte simplu, unde. Hai acolo. Ceea ce înseamnă că, într-adevăr, acolo este un circunstanțial deloc. Merg mai departe pentru că trebuie 4, nu? Aceasta e prima funcție sintactică, 1. Să vedem dacă am respectat. 2. Circunstanțial de timp. Copilul pâș pâș noaptea. Copilul merge toată noaptea, să spunem, pâș pâș. Da? Când pâș, pâș Noaptea. Iată, circunstanțial de timp, noaptea. 3. Complementul indirect. Bravo, nouă. Cui? Bravo, cui? Cui, bravo? Nouă. Complement indirect. În dativ, da? 4. Complement instrumental. Trosc cu pumnul în perete. Cu ce instrument? Cu ce anume trosc? Cu pumnul. Practic, între ghilimele, pumnul este instrumentul, da? da, sau puteam să spun cu barosul, cu, nu știu, cu bățul, cu orice. 5. Deși nu cred că mai cerea. Complementul sociativ. Hai cu noi. Împreună cu cine? Cu noi. Am menționat și în cazul în care vi s-ar fi, dat, vi -ar fi cerut funcții sintactice ale interjecției. Am menționat și iar aceste funcții sintactice. Complement direct. Am auzit buf. Ce am auzit? Buf. Practic, putem face acest test al dublării, să vedem dacă într adevăr este complement direct. Am auzit buf? Pe acest sunet, pe buf l-am auzit, da, este complement direct într adevăr. Dar, în cazul acesta, doar interjecția ocupă funcția de complement direct, circumstanțial de mod. Merge lipa-lipa cum merge lipa-lipa subiect. Se aude buf, asta se aude, astea se aud, răspunde pozitiv la testul. Acordul ceea ce înseamnă că, într-adevăr, este subiect. Nume predicativ e vai de noi. Vai e numele predicativ. Mergem mai departe la punctul B. Observăm un text referitor la Eminescu. Eminescu era de o vigoare trupească extraordinară, fiu adevărat al tatălui său. Nu mai citesc acest text. Dacă doriți, puneți pauză și citiți voi. Primul exercițiu. Precizează tipul de secvență prototipică reprezentată de fragmentul citat. Am menționat faptul că acest tip de secvență este una descriptivă. Și cred că este evident, deoarece noi avem grupuri nominale, era de o vigoare trupească extraordinară, iată grupurile nominale, fiu adevărat al tatălui său, Munte de om, foarte, foarte multe figuri de, de stil aici, grupuri nominale, se descrie într-un mare, mare stil. Deci, este evident, nu e nevoie să mai comentăm alte aspecte. Notează pentru fiecare consoană din cuvântul. Sine tipul acestea din perspectiva realizării fonetice, având în vedere modul și locul de articulare. S este consoană fricativă după modul de articulare și dentală după loc. N este consoană sonantă ocluzivă după modul de articulare și dentală după locul de articulare. Am mai menționat că este și nazală. Modul de formare a cuvintelor. Frumusețe și totdeauna. Frumusețe s-a format prin derivare de la cuvântul de bază frumos, căruia i s-a adăugat sufixul lexical ete iar totdeauna prin compunere, prin juxtapunere a componentelor, tot de A și 1. Mergem mai departe, două tipuri diferite de complemente. Este destul de ușor acest exercițiu, el niciodată nu s-a plâns de neajunsurile. De ce anume nu s-a plâns? De neajunsurile este complement prepozițional. Hmm, niciodată nu a dat pe față bucuria izvorâtă. Ce nu a dat pe față bucuria? Pe bucurie nu a dat-o pe față, complement direct. 5. Transcrie fiecare dintre propozițiile subordonate din fraza următoare, precis în felul acestora. El era însă lipsit cu desăvârșire de ceea ce în viața de toate zilele se numește egoism. Lipsit de ceva, automat, este propoziție subordonată, completivă prepozițională. A fi lipsit de ceva. Nu pot construi fără acel de, fără prepoziție. Da? Ci pentru lumea, care lume? În care își petrecea viața. Avem o propoziție subordonată atributivă. Este destul de ușor. Elementul regent este un substantiv și anume este cuvântul o, lumea. O, scuze, da, am zis bine. Lumea este elementul regent. Este foarte bine, atributiva practic urmează după acest element regent, un substantiv. Este esențial acest lucru. Și de aici rezultă faptul că în care își petrecea piața este într-adevăr o propoziție subordonată atributivă. Dar mai departe, la metodică, construiește o activitate de învățare pentru etapa de redactare propusisă a textului argumentativ. În răspunsul tău te vei raporta la următoarele repere. Am precizat clasa, am făcut schematic, după cum veți observa, pentru care se construiește activitatea de învățare prin justificarea alegerii acestea. Am menționat faptul că activitatea de învățare este redactarea unui text argumentativ, pentru clasa 8 -a, cu capacități normale, țin cont de, pentru a justifica alegerea, de profilul absolventului creativ, autonom, cu capacitate de a se exprima, de a transmite un mesaj persuasiv, adică un mesaj convingător, și acest aspect va constitui un ajutor și în vederea pregătirii pentru evaluarea națională, dar și pentru viață, căci, după cum știți, toate aceste metode pe care noi le abordăm, toate aceste teme tot ceea ce facem cu copiii la clasă trebuie să aibă relevanță pentru viață. Acest text argumentativ crește și încrederea și stima de sine. Și pot să mai spun și alt, alt aspect pe care mi l-am adus acum aminte. Dezvoltă competențele transversale, precum și merge pe teoria inteligențelor multiple și dezvoltă Inteligența, intra și, intra și interpersonal. Odată intrapersonală, pentru că un copil, pentru a putea să se exprime, pentru a putea să creeze un text argumentativ, trebuie să se cunoască pe sine, să vadă cum manipulează cuvintele, cum. hai să nu folosesc cuvântul acesta, cum utilizează cuvintele în scopul propriu și în scopul celuilalt. Și, apropo de inteligența interpersonală, cum Poate să relaționeze mai bine cu ceilalți copii. Da? Deci, pentru relaționare cu ceilalți, să-i convingă, să influențeze pozitiv, influențarea pozitivă, nu manipularea, pentru că m-am exprimat greșit mai devreme când am menționat cuvântul manipulare. Manipularea întotdeauna are câștig doar pentru mine, nu și pentru ceilalți. Da? Avem un alt concept, influențarea pozitivă a celorlalți și apropo de teoria inteligențelor multiple, avem și inteligența lingvistică. Ce se dezvoltă aici? Ce se dezvoltă aici? Lingvistică, sigur că da. Iată, cred că am justificat suficient alegerea și primesc punctajul. Nu îmi fac probleme. Formularea unui obiectiv al învățării. Iată, am formulat destul de simplu. Să redacteze cele două argumente în concordanță cu ipoteza menționată. Practic, Activitatea mea este reprezentată de redactarea argumentelor, mai bine spus, redactarea celor două a celor două argumente în cadrul textului sau pentru a formula pentru a formula întregul text argumentativ. Pentru a închega, nu? Text argumentativ. Trebuie să mai precizez faptul că se consideră atins obiectivul respectiv, dacă toți elevii participă cu interes la redactarea acestora și chiar realizează. Chit că poate unii elevi nu vor avea, eu știu, formulări extraordinare sau nu vor avea exemple sau poate nu mai știu conectorii, deși noi i-am predat. Menționarea duratei etapei de redactare în relație cu timpul alocat. M-am gândit așa, ca activitatea în sine. Durează 25 de minute. Din cele 120, alocate prezentării și redactării întregului text. Prezentării uh, etapelor de redactare și redactării întregului text. M-am gândit că, deși copiii au mai făcut și în clasa a șaptea, m-am gândit că, acum, în momentul de față, ei cunosc deja strategiile, pentru că le-au reactualizat, conectorii și exemplele, dar asta a fost maniera în care eu am justificat. Dacă aveți și alte opinii și alte abordări, cu atât mai bine, explicațiile, scrieți în comentarii și uh, învățăm unii de la alții, nu este nicio problemă. Prezentarea activității de învățare, evidențind în două componente ale proiectării didactice, metode folosite, resurse, timpuri de, tipuri de interacțiune și alte aspecte. Eu am menționat că lecția se numește argumentare și persoasiune, iar metoda utilizată. În, cadrul, în etapa de redactare propriu-zisă, în cadrul realizării sensului, dacă am luat cadrul de învățare ERR, și anume evocare, realizarea sensului și reflecție, avem exercițiul de motivare a opiniei practic. Exercițiul este metoda. Știți prea bine ce înseamnă exercițiul, am scris între paranteze, operație mentală, executarea repetată și conștientă a unei acțiuni în vederea însușirii practice a unui model, a îmbunătățirii unei performanțe, a sporirii unor priceperi și deprinderi. Presupunând că anterior elevii au luat contact cu lectura model a unui text argumentativ realizat de către doamna profesor sau domnul profesor, am tendința să spun mereu la feminin, doamna profesor, că suntem mai multe profesoare de limba română decât profesori, cu demonstrația, Iată, o altă metodă pe care am utilizat-o anterior, uh, timp de o oră de curs. În cadrul orei de curs actuale, înainte de redactare, avem brainstorming-ul. Purtuna în creier. Am avut-o anterior, dar argumentare în care ne-am ce este o argumentare? Copii, ce este o argumentare? Și ei spun, păi, prezintă ipoteza, prezintă, uh, nu știu, argumentele. Sau le vine vreo idee de tipul, în primul rând, în al doilea rând, acești conectori, da? Exemple. O concluzie, convingere, e bine de ce spun și Dacă brainstorming acesta s-ar putea realiza, putem face repede un, un astfel de, de model. Să presupunem că aici avem cuvântul, da, cuvântul argumentare. Copilași, ce este o argumentare? Și ei, e imediat, argumentare, și ei spun. Păi, argumentare înseamnă a convinge pe cineva sau a spune opinia. Al copil mai spune, pentru mine, o argumentare înseamnă să-mi ating scopul. Pentru mine, o argumentare înseamnă să mă exprim. Altul spune, trebuie să avem o ipoteză. Altul spune, trebuie să avem argumente, da? Exemple și așa mai departe. Copiii pot, pot face acest lucru înainte de redactarea propriu-zisă. Redactarea propriu-zisă, apropo de ce ne trebuie nouă, avem exercițiul. Iar cerința sună cam așa. Convingeți prietenul să mergeți împreună la un eveniment, pornind de la imaginea aceasta. Îmi amintește de, de, un spectacol, care, un spectacol, un eveniment care se realizează în județul Constanța. Cred că știți la ce mă refer. Cerința exercițiului redactează, nu știu, am scris de două ori cerința, cred că da, Dublată de aceasta, redactează un, două argumente care să fie în concordanță cu ipoteza și opinia formulate de tine. Și trebuie să le reamintim copilor faptul că argumentul conține un exemplu și frazele coerente, logice. Forma de organizare este individuală pentru că favorizează creativitatea, unicitatea, ideile proprii, dezvoltarea acestora, experiențele personale, maniera proprie de a persoada, adică de a convinge și. Ele vi pot spune lucruri de genul, de tipul: Ne vom distra, vom lega prietenii noi, ne va uni această experiență, vom face multe poze, vom rămâne cu amintiri, mai ții minte și eventual întrebări retorice, mai ții minte când am fost la țară împreună, ce frumos ne-am distrat, ce bine ne-am simțit, am râs. Da, deci ne unesc aceste chestiuni. Copiii vor, vor trage o concluzie. Acest lucru va fi după redactare, practic. Conversația, da? discuțiile cu profesorul. Dar mai departe și la punctul B. Construiește un item de tip alegere multiplă și un item semiobiectiv cu răspuns scurt, prin care se valează nivelul de structurare a competenței 3.1 identificarea și explicarea relațiilor dintre opera studiată și contextul cultural în care a apărut, din programa de limba și literatura română pentru clasa 11, ciclul superior. Curente literare, cam aici m-am oprit și am scris așa, item obiectiv de tip alegere multiplă, verific dacă este în regulă, da, item obiectiv de tip alegere multiplă, iată cum am realizat, cerința este aceasta, alege varianta corectă, Novela Alexandru Pujneanu, de, sau puteam să spun, încercuiește varianta corectă, încercuiește, ca să fie treaba bună, de Costa Chenegruții se încadrează în curentul literar denumit A. Realism, B. Romantism, C. Modernism, d. tradiționalism am scris și răspunsul așteptat, care este B, romantismul, punctajul 0,5 puncte, item semi-obiectiv mai, mai departe cu răspuns scurt. Iată, atenție, itemii semi-obiectiv sunt doar pe baza unui text suport. Țineți minte acest aspect, chiar dacă nu scrieți textul când însuși glasul de Mihai Eminescu, măcar precizați acest, acest aspect. Eu am scris doar două strofe, am preluat de pe un site cele două strofe. Cu părere de rău, nu le voi mai citi acum. Consider că că puteți da pauză și puteți citi chiar voi. Cerința este aceasta, oferă două trăsături ale curentului literar în care se încadrează textul dat pe baza elementelor de conținut din cadrul acestuia. Răspuns a așteptat este romantism. Prima trăsătură vă puteți raporta la tema iubirii, cuplul, eu, tu. Eventual puteți detalia voi la examen acest lucru. Iar la a doua trăsătură vă, în a doua trăsătură vă puteți raporta la cadrul nocturn specific romantismului, la vis, sigur. Elementele susțin acest lucru, figurile de stil, imagini artistice, Iată întrebările retorice, nostalgia, melancolia care se, ivește, care se ivesc aici. Punctajul, am acordat un punct, cumva am preluat uh, din modelele pentru bacalaureat această cerință. 0,2 puncte curentul literar menționat. 0,4 ori 2, fiecare trăsătură va avea câte 20 de, de sutii. Mai putem menționa faptul că acești itemi, fac parte dintr-un test integral. Fac parte dintr-un test integral. Practic nu avem tot testul aici. nu nu voi, nu voi pune copilului un punct 50 dacă face corect cel cu Alexandru Lăpușneanu și exercițiul cu, cu Eminescu. Itemii respectiv fac parte dintr-un alt test. Dragilor, cam aceasta este rezolvarea pe care eu am încercat să o realizez pentru voi, sper să vă fie de folos, sper să vă faceți o idee despre maniera în care puteți aborda subiectele. Desigur că răspunsurile sunt multiple, puteți să veniți cu contraargumente, puteți să veniți cu întrebări, mi-ar plăcea o comunicare reală între noi. Vă invit încă o dată, dacă doriți mai multe detalii despre cum realizez eu și mai multe materiale deja redactate despre cum abordez subiectele pentru o titularizare definitivat, bacalaureat, dacă este cazul sau Puteți recomanda cuiva acest canal. Vă aștept, pentru că voi știți că munca de calitate, sper eu din tot sufletul, se, se plătește. Și cu siguranță voi veți avea de câștigat mult mai mult. În primul rând pentru că înțelegeți asta și în al doilea rând pentru că informațiile vă vor fi utile. Vă mulțumesc, vă doresc autoperfecționare, înțelepciune, sănătate. Doamne ajută, numai bine! La revedere!